de cât timp este nevoie pentru jucători pentru a-și reveni într-o formă fizică bună după această perioadă? 3-4 săptămâni. 3-4 săptămâni în regim de cantonament cu mai multe antrenamente pe zi? Da. Da. Ar trebui să ne îngrijorăm de faptul că autoritățile mă spun că să nu mai pună sportivii presiune, să se reia și să se înceapă cu această perioadă de cantonament? Adică să nu fie reală acea dată de 5 iunie? Părerea mea că ar trebui să așteptăm un răspuns, un răspuns din partea autorităților. Mă refer la Ministrul Sănătății, la domnul Raed Arafat și ceilalți care sunt în sănătate. Ei ar trebui să ne dea un verdict. Și în funcție de asta, cred că fiecare club, federație, ligă poate să ia o decizie. Eu sper ca toate lucrurile să fie, să fie bine și să fi trecut acel vârf al pandemiei. Ai prefera să se joace fotbal oricum, fără spectatori, numai să se joace? Când te gândești la ce vremuri ai prins tu azi, ok, nu mai sunt atât de mulți oameni la stadion, la toate echipele, dar îți poți imagina dacă asta să... Dacă asta e varianta, prima variantă la îndemâna tuturor, cred că aș fi de acord. Pompi, tu ai jucat la Steaua atât în perioada dinainte de Gigi Becali, cât și după ce Becali a preluat clubul. Se vorbește foarte mult despre lupta asta între FCSB, fostă Steaua, și echipa nou înființată de Armată. Din punctul tău de vedere, care este Steaua adevărată? Din punctul meu de vedere, consider că domnul Gigi Becali a investit nu mulți, foarte mulți bani, și e cam singurul de vreo 20 de ani când tot investește și reinvestește. Așa. Eu consider că FCSB e continuarea Stelei. Dar acum, bun, știți cum e? Deci tu consideri că FCSB este Steaua. Pe asta am lămurit-o. Da. Mai departe, echipa Armatei ce este în cazul ăsta? CSA? Din câte văd, mai sunt și, și alte echipe în aceeași situație. Așa. Păi, nu sunt o garanție, deci, și deci numele... Deci este pur și simplu o echipă nou înființată care doar deține palmarezul. Până, din punctul meu de vedere, până da, nu se va da un verdict final în procesul dintre FCSB și Steaua, păi nu dat. Putem vorbi decât... Tribunalul consideră decizie definitivă că nou înființata CSA este continuatoarea având palmaresul Stelei până în 2003. Pe de altă parte, societatea lui Becali este cea care a continuat activitatea. Mă rog, tu ți-ai expus deja punctul de vedere, trecând la următoarea speță legată de această situație. Ți se pare potrivit ca FCSB să nu joace pe stadionul Ghencea așa cum vrea Armata sau ar trebui să aibă drept de joc pe nou Ghencea? Atâta timp cât un stadion nu este al unui club privat și e de stat, prin contract de închiriere poate juca oriunde. Am o rugăminte, orice poți club. Să stai un pic mai în spate să te vedem mai bine? Așa e perfect, da. Dacă poți să stai așa e perfect. Mersi frumos ca să te vedem în toată splendoarea. Exact. Bun, da. Deci spui că orice echipă, nu doar FCSB, ar trebui să joace pe nou Ghencea. Nu numai în Ghencea, orice stadion. Ce Național Arena, dacă vrea să joace, eu știu, nu știu, să zicem, Petrolul, ce nu poate să joace, cu toate că iau casa lor. Da. Spune-mi sau o altă echipă, voluntar, dacă vrea să joace, nu poate să joace pe Național Arena. Ba da, poate să joace. Pompiliu, spune-mi, te rog frumos, ce ai simțit tu în momentul în care ai văzut că Ghencea se dărâmă? Deci atunci în acel moment am crezut că, să zic așa, amintirile care le-am avut plăcute și e mai puțin plăcute, dar mi-au rămas în minte cele plăcute s-au dus, dar din fericire. Văd că te-ai emoționat un pic când vorbești de Ghencea, așa ai început, nu știu, te miști, te-ai schimbat un pic. Templul fotbalului românesc s-a refăcut.
Păi mai e la fel? Mai e la fel, da, asta vreau să te întreb și eu. E mai frumos. Mai frumos. Da, dar culoarele pe care ați pășit voi, cărămizile alea stricate, da. Așa... Nu, nu, din păcate nu. Dar ca să putem să concurăm și noi cu celelalte cluburi de afară și cu celelalte țări, trebuia să facem și noi, să facem mai multe stadioane competitive. Îți mai amintești primul moment în care ai pășit pe gazonul din Ghencea sau în care ai intrat în bază? Ce ai simțit? În 2000. Și când a fost? În 2000. Da, dar exact când? Poți să mai retrăiești acea zi, acel moment acum? Dar până atunci am fost, după cum știți bine, da. În 98 am fost la Steaua în cantonament, la Forban. Am făcut cantonamentul și am hotărât că, neavând șanse să joc acolo, am spus că vreau să mă întorc înapoi la Buzău să pot juca meci de meci. Și uite că am revenit după 2 ani de zile mai bine. Care a fost primul meci în care ai intrat? Mai știi? Alo? Nu, da, întrebam care a fost primul meci în care ai intrat. Nu, nu mai țin minte. Bun. Ce fotbalist din lotul FCSB-ului ți se pare, FCSB despre care tu spui că este Steaua, ți se pare cel mai valoros în acest moment? E o luptă așa, cel puțin în presă, între Florinel Coman și Denis Mann. Sunt jucătorii cei mai curtați de echipele din străinătate și cel mai bine cotați de Transfermarkt și de Gigi Becali, patronul echipei. Dăm voie să nu îți răspund cu X sau Y la această întrebare, pentru că nu mi se pare ok ca eu să spun jucătorul X e cel mai valoros, jucătorul Y mai puțin valoros. Nu, toți jucătorii din lotul FCSB-ului sunt foarte valoroși și importanți. Pe de altă parte, eu îți dau voie, dar trebuie să și insist un pic să-mi fac meseria de ziarist, să te rog atunci să-mi spui care este fotbalistul care ție personal îți place cel mai mult din lotul FCSB-ului. Fiecare pe posturile lor sunt foarte buni. De exemplu, îmi place și Ivan, îmi place și Coman, și Tănase, pot să spun și de Panțăru și de Crețu. Sunt foarte mulți, v-am spus, toți jucătorii din punctul meu de vedere sunt valoroși, altfel nu ajungeau acolo. Crezi că sezonul acesta FCSB are șanse reale la câștigarea titlului, la lupta cu CFR și cu Craiova? Da, bineînțeles. Chiar dacă îi vinde, de exemplu, pe Coman și pe Florinel pe Denis Mann? Chiar dacă îi vinde. Domnul Gigi Becali are variante de rezerve. Păi poate fi și fiul tău o variantă de rezervă? Asta nu depinde de X sau de Y. Depinde de domnul Becali ce strategie are. De domnul Meme, de domnul Vintile, de domnul Argăseală, cei de acolo decid. Fiul tău, Ianis, a devenit deja interesant pentru echipe, am văzut, din Portugalia, din Spania. Crezi că poate face pasul spre străinătate sau ar fi poate mai bine să mai rămână în țară câțiva ani? Eu zic că ar fi bine să joace aici în România și după aceea să se călească așa între ghilimele în România și după aceea să facă pasul la echipele mai mari de afară. Ianis este impresariat de Ana Maria Prodan. De ce ați ales să semnați cu Ana Maria? De ce nu cu Giovanni, de exemplu? Nu știu, cu Apostu, cu alți impresari, nu știu, Carmen, Gherghișan sau Florin Manea? Pentru că avem și o relație de prietenie așa cu Ana și e normal să-mi îndrept atenția asupra ei. A, deci sentimental ați luat această decizie. Am înțeles. Dar, și îi mulțumesc pe această cale. Dar are o muncă destul de grea, de exemplu, pentru a-l duce în străinătate. Și spuneai că mai bine să stea aici, iar înțeleg din ce am mai vorbit și cu Ianis că asta ar fi și opțiunea FCSB-ului, să-l vrea aici, aproape,
să-l poată monitoriza ca să-l introducă mai repede în echipa mare, nu? Da. Momentan el e împrumutat de către cei de la FCSB la Metalul Globus și din vară va reveni la ei. Înțeleg că și fiul tău, Alex, îl cheamă, dacă nu mă înșel, sper că nu mă înșel, joacă fotbal? Da, 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 și el joacă. Câți ani are? Poți să ne dai mai multe detalii? S-a vorbit foarte mult despre Ianis, dar despre Alex mai puțin. Da, 10 ani face și mulțumesc, îi place fotbalul, chiar nu mult, foarte mult. E talentat, sincer, încearcă să fie obiectiv. Da, da, da. Și ce poți și-a ales? El oscilează, când vrea fundaș central, când vrea vârf. Și tu ce-l simți mai bine, că ai și ochiul format, vorba aia? Eu îl simt mai bine vârf. Mai bine vârf, ar fi interesant. Da. Dar care e mai talentat așa, Alex sau Ianis? Te pun într-o situație grea acum. Nu, din punctul meu de vedere am spus așa, degeaba sunteți talentați dacă nu și munciți. Asta așa este, e regulă de bază, dar te întreb altceva. Sincer, crezi că sunt mai talentați decât tine sau mai puțin înzestrați decât ai fost tu? Nu, eu cred că Ianis, cred că o să mă depășească. Cu siguranță, la cum îl văd eu de ambițios, o să mă depășească și îi doresc din tot sufletul, iar cel mic cred că îl va ambiționa această chestie. Ești un tată dur? Adică având și ei presiunea unui tată fost fotbalist, cu nu am niște fost reușite? Nu am, fost sau... nu, voi, nu am fost și nu voi fi un tată rău. Tatăl trebuie să fie cel care întotdeauna îi ajută atât cu vorba cât și cu fapta și canalizează pe direcția cea bună. Nu trebuie să aplicăm nu știu ce corecții. Mai ții ritmul cu ei la abdomene, la exerciții, mai ales acum în perioada asta? Atât cât pot. Deja unul la unul cu Ianis nu pot face față. Tu ai participat atât direct cât și indirect la două episoade, din punctul meu de vedere, istorice în fotbalul românesc. Primul a fost cel în care ai rupt steagul Rapidului pe genunchi, l-ai luat din mână lui Răzvan Lucescu. Și aș vrea să te întreb, mă rog, episodul s-a tot discutat de-a lungul anilor, e arhicunoscut de toată lumea. Vreau să te întreb, ce te-a condus la acel gest să-i smulgi steagul Rapidului din mână lui Răzvan? Ai simțit furie sau ce ai simțit când îl vedeai cu steagul în mână? Probabil și supărarea rezultatului. Păi era 0-0 până la urmă, Ghencea, nu era chiar așa da. Rău. Păi da, dar știți, atunci când jucăm cu rivale, îți dorești din tot sufletul să câștigi, indiferent de poziția ocupată în clasament. Dar n-a fost nicio problemă, că după aceea ne-am întâlnit, eu jucam la Petrolul, el era la Rapid, antrenor, așa că toate au fost bune și frumoase. Dar în acel moment ai simțit furie sau ce ai simțit? Că totuși e un gest foarte curajos să smulgi fanionul rival să rupe genunchi. Nu, furie, supărare, v-am spus, supărare. Dar Răzvan ți-a răspuns atunci pe teren? Te-a înjurat sau te-a împins sau știu? Nu. A fost atât, doar un singur gest și atât, nimic mai mult. Cu care fiecare ne-am văzut de treaba lui. Mi-aduc aminte că după mulți ani ai revenit în Giulești, în tricoul Petrolului și ai fost înjurat și fluierat de tot stadionul ce n-am văzut în viața mea. Suporterii rapidiști nu te-au uitat pentru acest gest. Te-a făcut... Era și normal. Te-a afectat acea atitudine ostilă sau te-a făcut să te simți, cum se spune, fotbalist? Și dacă făceam acel gest și dacă nu făceam acel gest, tot nu eram privit cu ochii buni, jucând la Petrol.